Votează soarta milioane de români cu calm, fără să clipească. Când vine vorba însă de propriul scaun, politicienii noștri își dau arama pe față. Îmbrânceli, înjurături, șicane și un întreg arsenal de tertipuri a fost folosit aseară de către oamenii politici. Doar adversarii vor fi reduși la tăcere. Miza, puterea și opoziția s-au certat ore în șir aseară ca să trimită la Curtea Constituțională doi judecători. O asemenea bătaie de joc și o asemenea nesimțire cu care suntem tratați este inacceptabilă, stimați colegi. Am să vă spun un lucru, cer public demisia doamnei Roberta Anastase. Diplomație, eleganță și respect reciproc. Aseară, miza politică a călcat totul în picioare. Nu o să ne batem joc de ceea ce 20 de ani am încercat să facem în țara asta, pentru că dumneavoastră aveți un șef nărăvaș. Domnilor colegi, vă rog să nu mă intimidați, pentru că nu aveți pe cine. Arătați-mi și dumneavoastră mandatul prin care sunteți desemnat să conduceți lucrările Camerei Deputaților acum. Vă rog foarte. Ca să-și vadă candidații aleși la Curtea Constituțională, deputații au recurs la orice tertip. Nu mi-ați dat voie să vorbesc la acel microfon. Este pentru prima dată când se întâmplă așa ceva în Parlamentul României. Se încalcă regulamentul Camerei. Deci, indiferent unde deci sunt... Deci nu se poate adresa Camerei de la microfon precum deci, o vedetă, rog! Rezultatul a venit după 8 ore, presărate mai mult cu îmbrânceli și injurii decât cu argumente. În urma verificării și numărării voturilor exprimate rezultă următoarele. Dordeanu Valer, un vot pentru, 168 de voturi contra. Minea Mircea Ștefan, 168 de voturi pentru, un vot contra. Și senatorii s-au prătat aseară la același circ. Am solicitat prezența dumneavoastră aici, pentru că nu se votează secret de la PDL. Foarte bine. Dacă nu se respectă pe noi chestiul, dacă nu respectați acolo, nu se dă presa. Eu mă întorc cu spatele aici și vorbește dumneavoastră. Ești chestor ca mine, trebuie să iasă presa afară? Au voie să stați aici? Vă rog să stați. Nu, nu are voie să stea nimeni aici. Dacă stau alții, stă și presa. Dacă nu, nu stă. Senatorii puterii au reușit însă să-și impună punctul de vedere mai repede decât colegilor din Camera Deputaților. Aceștia au ales-o pentru funcția de judecător al Curții Constituționale pe Iulia Antoanela Moțoc, candidatul desemnat de PDL.